O specie periculoasă de copaci s-a dezvoltat într-o vreme de-a lungul Dâmboviței. La Casa Radio, pe o lungime de 600 de metri, numai pe latura dinspre chei, erau cam 100 de copaci. Cordonul de arbori cu spini, cei mai lungi și mai ascuțiți spini, începea de la Parcul Operii și se întindea până la Anefs. Erau numai salcâmi din aceia boierești, cu țepii cât suvacul, cu pieliță vișinie. Și poate și cu un fel de otravă pe ei, fiindcă începătura durea și se umfla ca de la mușcătură de șarpe. Rar se aventura cineva pe sub coroanele ostile ale salcâmilor de la Casa Radio. Un ochi atent putea observa că și păsările stăteau mai mult prin castanii de pe celălalt mal al Dâmboviței. Maidanezii mai degrabă se aruncau sub roțile mașinilor decât să meargă pe sub salcâmi. Am văzut atâția terșuiți pe asfalt. Cu aceste condiții vitrege, trotuarul de sub salcâmi era mai mereu pustiu. Așa că l-au ocupat bicicliștii. Puteau pedala jumătate de kilometru, fără teama că, de pildă, vreun copil curios va dori să bage mâna la spițe. Ori că ar putea lovi vreun imo cu căștile în urechi, surd la semnalele soneriei. Un spin din acei salcâmi se găsea totdeauna pe jos, exact în calea roților. Dar asta nu i-a descurajat pe bicicliști. Un pic mai sus era o vulcanizare. Salcâmii alcătuiau un gard natural de jur împrejurul casei radio. Ce se întâmpla dincolo de gard, nu știa nimeni. Un numeros popor de țânțari, așa numiții țânțari de salcâmi, ținea departe nasurile curioșilor. Am văzut de câteva ori cum cineva stropea cu vermolelul prin frunziș contra țânțarilor, dar unii spuneau că de fapt primăria le dă ceva să-i facă mai puternici și mai agresivi. Când se stârnea câte o tornadă, rupea crengile și le izbea în capul cui se întâmpla să fie pe acolo. Fiindcă vara salcâmii făcea umbră, acolo se înregistrau cele mai mari temperaturi la umbră. La rădăcinile lor trăiau furnici, vacile domnului, buburuze, tot felul de gângânii dezgustătoare. Iar în rămuriș, ciocănitorile făceau un zgomot infernal. Bicicliștii mai înalți de 2 metri și jumătate erau și mai expuși, fiindcă ajungeau cu capetele în coronament, în stratosfera spinilor veninoși și a crengilor contondente. Fără îndoială, ați văzut de multe ori prin zonă bucureșteni extraordinar de înalți, cu fețele însângerate, cu ochii scoși, cu urechile flenduri. Și acestea nu sunt decât câteva din nenorocirile aduse de acei salcâmi. Se pare că nici oxigenul emanat nu era de cea mai bună calitate. Cineva a făcut bine și i-a tăiat pe toți.